Salut și bine m-am găsit la un nou început de serie. Ei bine, aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like. Ei bine, jocul se numește 35 mm. Este un joc rus, survival, cu poveste. Deci va fi destul de interesant. Am început această serie mai mult să diversific canalul. Adică nu vreau să postez mult Minecraft și cum am spus, asta e de 11.000 de ori, dar totuși, când văd multă activitate la Minecraft și la jocurile de genul nu, e normal să mă întreb spre Minecraft, dar faza e că n-am început să mai rezist mult cu Minecraft și de aceea încerc eu să diversific canalul, să vă uitați și la alte jocuri, ok? Hai să încercăm să ne uităm și la alte jocuri pe canalul acesta. Este un joc super fain, super amuzant, cu poveste. Pariez că dacă voi veți înțelege povestea acestui joc, vă veți uita la el. Deci hai să încercăm ceva nou, oameni buni. Nu numai Minecraft, că obsesia de Minecraft nu duce nicăieri, bănuiesc, în fine. Și da, am spus cam toate despre jocul acesta, îl găsiți gratis pe Steam. Și ce m-a motivat pe mine să încep această serie? Ei bine, grafica în primul rând, adică vezi voi că e o grafică super genială. Și în al doilea rând, că n-a făcut nimeni din România serie cu acest joc. Sau cel puțin un youtuber cunoscut. Și am văzut acolo ceva pe YouTube, un tip care a făcut seria aceasta, dar numai două episoade. Deci hai să facem noi tot jocul, să-l terminăm, să fie gameplay în română. Și da, acesta sunt eu. Bă, povestea e ceva gen, s-a prăbușit, nu știu ce. A fost o explozie uriașă și tot ce e pe lumea aceasta e infectat, adică tot. Și acesta este prietenul meu, decât eu cu el mai suntem în viață. Ciao băiatul, așa. Și acum pe unul am camera și pe 2 așa, pe lanterna, pe 2 cuțitul, cameră. Și aici am decât o bucată de... Ok, aici e mâncarea, bateria pentru cameră și asta nu știu exact ce e. Dar bănuiesc că e apă sau habar n-am, în fine. Ups, așa. Pe 2 am o baionetă, oameni buni. De când îmi doream eu o baionetă pe CSGO, ei bine, am o baionetă, dar nu în CSGO. Și chiar arată la fel, cam CSGO, pana mea, în fine. Deci am o poză, nice. Cine e tipul ăsta? Habar n-am. Așa. Pot să iau cutia asta. Gata. Dar nu pot să deschid? Nu pot. Hai să luăm chestia asta. Sau pot să iau ceva de aici? Nu pot. Uite o cutie. E ceva în cutia asta? Nu-i nimic aici. Am luat o baterie, ok. Conserve. Deci spui că acum am 3 conserve. Lumina. F, avem lumina și noi. Deci am slabă, dar avem... un pod. Dar avem lumina. V-aș vrea să mă urc în podul acesta. Hai să încercăm. Dar cutia asta. Ups. Și o pun aici. Vedem. Acum mă urc pe ea. Ah, am dat-o jos. Așa. Damn. Aș vrea să iau... uite o conservă. Și ce mai e? Bă, mai văd acolo ceva în îndepărtare, dar faza e că nu știu dacă ajung până acolo. Hai să iau scaunul acesta. Oh, nu. Haide. Da, nu se dă mai bine. Hai să încerc să mă urc pe el. Ups, am dat totul pe jos. Dacă m-aș urca în podul, ar fi destul de interesant, zic și eu. Dar faza e că nu prea am cum să mă urc, sau? Și atenți, vă dau puțin mai spate. Nu. Trebuie să pun scaunul sub mine ca în Minecraft.
Ok, așa. Hai să luăm scaunul acesta. Nu, hai frate. Așa. Și-l pus în mine, haide. Nu pot. Fucking hell. O să mă, frate, nu pot. În fine, hai că plecăm din casa asta. Hello. Băjatul. Hai să-i punem un nume, oameni buni. O să-i pun numele... Drăghici. Sau nu, nu, nu. Leonard, gata, hai Leonard, vine acolo. Domnul să fie și el un nume, dar nu contează, i-am pus noi nume acum. Vine cu mine, hai că vine. Trebuie să mă duc pe aici, dacă nu mă înșel. Ok, acum e animația. Și de acum începe jocul. Aventura, în fine, eu trebuie să mă duc cu el. Nu știu până unde. Deci nu e toată mapa pustie, va fi și orașe, va fi multe chestii interesante. Bănuiesc că vom da din nou de populație, frate. M-a sunat un prieten. Hai să dau telefon pe silențios, nu mai am probleme. Așa. În fine, ăla știe că dacă închid numai când filmezi, adică ceva normal. Hai să... Bă, stai, ce cat sunt astea? Ok, sări necunoscută planta aceea. Ce e asta? Un casetofon? Un casetofon, ok. Buruieni, pana mea. Hai să mă duc și în casa asta. Deci nu-i casa mea. Fata mea e pe acolo, undeva. Bă, mi s-au uscat buzele, frate. Tocmai ce am mâncat și îmi brânz că de aceea. Încă un casetofon, un scaun, n-am ce face cu el. O cutie. O trusă de prim ajutor. Stai, unde mi-a pus-o? La mâncare cumva? What the fuck? O conservă, dar e mâncată și nu pot să o iau dacă e mâncată. E logic în pana mea. Uite, asta e mâncată? Că nu pare. Dar nu pot să o iau. Astea sunt capcane, frate. Trapuri de urși, bănuiesc. Aleală. Altceva are podcast asta? Bă, nu prea văd podul. Mă, ce înalt sunt, frate. Hai să plecăm. Unde-i tipul ăla? Trebuie să fie undeva pe acolo? Da, eu trebuie să mă duc cu el în această drumeție. Dar faza e că... Ok, care e pe acolo? Ok, o văd. Și el va trebui să fie undeva pe aici. Într-un coale. Hello, băiatul. Bă, îmi bate lumina în ochi, frate, și... Da, aia clipit ca așa de des. Ați mă văd și eu bine la camera, adică, nu. Filmez ziua, adică e 5 acum, după masă. Deoarece am găsit jocul acesta și mi s-a părut destul de interesant, așa că ce să nu-l filmăm, adică chiar mi se pare un joc genial. Și grafic, adică mi se pare o grafică super genială, de ce voi iarba totul. Și chiar mi-aș dori o zonă de asta, așa, deci la fel buildată în Minecraft. Adică vezi pe cât de genial e așa. Chiar mi se pare genial din jocul acesta. Și am găsit un site unde sunt mii de jocuri, oameni buni. Și jocuri care chiar nu s-au auzit de ele în România. Și bineînțeles că am să le testez eu. White, un minut. Corect. Nu le-am așa de mult cu engleza, deci... Pana mea. Hai să mergem. A obosit. Fac o poză, bossule. Așa, hai după te-am integrat să fac o poză și... Poză, selfie pentru Facebook. De fapt nu e selfie, pana mea, dar tot de ce poză. Și pui acolo la Facebook o descriere. Am plecat. Hai duc. Ok, eu mă duc înainte, frate, dacă tu nu vii... Dacă tu nu știi să fugi, pana mea. Hai să mă duc. Hai că vine ăla, vine. O să-i, am zoom la cameră. Să-i nu. Pe unul. N-am. Să nu știu să activezi. N-am zoom, bă, boss. Uite, am făcut încă o poză așa de la depărtare.
Și am nevoie de baionetă. Deci nu o să-l numim cuțit, o să-l numim baionetă, că chiar e o baionetă. Mamă, deci atmosfera jocului e super genială. În fin, dacă nu mă șer, jocul e puțin horror, deci puțin, frate, deci să nu vă speriați. Și chiar mi se pare interesant. O să fie un moment când am să fiu survival, adică chiar e survival jocul acesta, dar nu e te duci la lemn, te duci faci o cată și gata. Așa, un survival cu poveste. N-am mai văzut până acum și de aceea m-am motivat să încep. Uite un drum. A început animația acum. Băi, mi-e sete în pana mea. Uite o mașină. Am sifon în cană, deci. Da. Nu e nici coniac, nici whisky, nici sucul. Nu sunt beciv. Ăsta a venit. Mamă, ce repede ai venit, bă, boss. Bine animația e pana mea. Nu vreau ce bătrân sunt eu. A, pe aici o luăm? Mă duc la mașina asta. Dar pot să conduc, bă. Un bidon de apă. Ok. Am dat o mașină și nebut. What the fuck, am dat prin bord. What the fuck? O să iau astea. O poză. Cu un pod. Când era populație, oameni buni, acum nu mai e. Închide ușa. Închide ușa, poate vin. Hai că mă uite, what the fuck. Haide, bă, boss, după tine. Bine, hai că mă duc eu. Ok, dacă mă înșel, facem o poză. Dacă nu mă înșel, voi avea și arme în joc, voi avea și mașini, voi avea de toate. Mergeți-vă un mesaj pe Steam, sper să nu fie un ratat de ăla ca să, oh, ce faci, ce faci, să mă spameze. Ce cap se întâmplă? Ok, am făcut o poză. Pe aici îl luăm, uite o casă. No, e deja asta lobby, ceva de mic a zis. În fine, hai să văd ce e pe aici. Bă, uite, un tractor, frate. O lopată. Așa, o lopată pe ceva. Conserve, frate. Haleală multă. Poți să-mi acolo? Nu pot, e închisă. Aha. Trebuie mai pot. Ia, bici. Așa au fumat aici. Au distrus lumea. Vine bossul. Nu vine. Sau vine și el, dar mai încet. Uite încă o mașină. Un tractor. Ce cât fac eu pe aici? În fin, trebuie aștept să vină el. Eu o să mă uit înainte. De fapt, o să mă uit înainte. O să mă uit pe aici. Văd că e încă un turn. Încă o mașină. Care e rip. Mamă, deci. Ok. Nu mă lasă. Putus. Te vroiam să duc și acolo, în fine. N-am voie. Trebuie să mă duc pe drumul care te duce și prietenul meu ca să întâmple povestea. Adică dă-și pe seama, dacă nu sunt în locul acela, n-ar putea să întâmple povestea. Deci dacă apăs pe 2 și apun încă o dată, îl bagă în buzunar sau îl pitește, în fine. Haide, boss-ul. Pe aici ce luăm? Ba nu. Urme de labă. Și ce gata, te-am pus pe sclavule. În fine, băi, ca un film de jocul acesta, adică chiar mi se pare interesant de jocul. Și de aceea v-am spus, hai să plecăm de la Minecraft în pana mea, dacă îl conducem mă sinucid. Ar fi genial, dar stai că n-ar fi o rată. Ce face? Îl repare sau ce ar face?
A intrat și el în ochi. S-a urcat la înălțime. Voi, să-mi bag pula în el, pe fine. Vedeam că mă mușcă. Păi, salut, Luke. Să-mi bag doar câine. Îi fac o poză. Stai, 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 nu pleca, bă, nu pleca. Hai să-ți mai prind pe amândoi. Perfect, boss. Surprise, motherfucker, hai și tu cu noi. Nu vine, cum cheamă, Luke, da. Pot să iau lemn, din păcate. Băi, destul de interesant jocul, pe bine, chiar îmi place jocul acesta. Deci, vezi și voi ce ambient frumos are jocul. Ce grafica și de toate. Chiar îmi place jocul, deși e un joc rus și eu urăsc rușii din CSGO. De fapt, nu are nicio legătură, dar în fine. Dar ce cat e asta? Poate mă sperie că îmi bag planul de joc. No, nu e. E o sperietoare, ok. Bossul le așteaptă, mă. Ia. Dai gâtul să moară copilului. Bă, stop, stop. What the fucking hell. Ok. Hai să uit înainte, că dacă el nu vine, mă duc eu. Ok. Haide, boss-ul. Ce se aude? Oh my fucking god! Bă, stai un urs, what the fuck? Fugi, fugi, fugi! Vai de pula mea! Stai, unde-i ursul? Mamă, mamă, e gigantic, frate! Vai de pula mea, pe unde, pe aici? Cum trebuie să scăpăm de el? Bă, stai, ai o casă, ok. Stai bine, cât nu mai văd? Te-l aud, l-am văzut. Ok, deci îmi place care acțiune jocul, asta e super genial. Îmi bag cu șcanel. Vine, 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 vine. Haide, haide, haide. Hai să... Ce fac? Haide, haide. Nice. Așa, băgam i-aș cu ata de urs. L-am pușcat. Acum... Damn. Ok, am ce se întâmplă. Ce? Sunt într-un spital cumva? Dar ce cat e asta? Bă, sunt într-o încăpere. Stai că eu am intrat într-o încăpere. Și da, asta e un spital. Nice. Mă, ce ciudat văd. O să ciurtesc și eu ceva după aici. Nu pot să fac nimic. Uite încă un lap. O să iau ceva după masă. Uite-o de asta de... Nu pot să iau absolut nimic. Mă, nu, și n-am nevoie. Pot să țin camera asta sau nu? Deci, îmi place așa de mult. E un spital. Ce poate fi mai creepy de atât. V-am spus, adică... Jocul n-are... faze... creepy, dar totuși... uite, de exemplu, acum, să spunem așa, puțin... E creepy. Și pot să intru în camera asta, de exemplu, pot. Dar prefer să nu. Lol.
Cine căcat e ăla? Deci mai e încă unul viu, oameni buni. Loading, ok, își dă save dacă nu mă înșel. Da, mă mir, adică nu mi-ar dat nicio animație când am fost la spital. Stai. Ah, mi-am imaginat, mă, adică era puțin logic în pana mea. Și ce frumos așa de ciudat, vedeți voi că sunt niște capete în fund, vedeți? Ok. Văd că a venit noaptea și noi ne-am adăpostit în... I keep my word. The rest, nu știu ce, în fine. Ne-am... stabilit acolo unde am pușcat ursul, bănuiesc. Și nu știu de ce eu am vomitat sau nu știu, am fost... am leșinat, da. De ce am leșinat? Că nu m-a atins ursul. În fine. Acum el ne povestește o întâmplare de când a venit acea infecție. Și vorbește în rusă. Ia, bici, surprise, motherfucker. Și da, băi, jocul e destul de funny. Chiar îmi place jocul acesta. Grafica mi se pare destul de interesantă. Ok. Uite, deci se vede un cap, frate, așa în fum. Uite, te văd capete multe. Sau ceva din e ciudat rău fumul acesta. Nimă. Avem băutură, băutură de toate avem. Ok. Da, ceva nu pot să fac absolut nimic. Ok, boss, așa e construit tu. Acum trebuie să plecăm. Нужно тут с вещами разобраться. Хорошо бы воды из колодца принести. Trebuie să aduc apă, ok. Nu să aduc apă, băiatul. Până avem apă aici. Ok, oameni buni, închidem aici clipul. Dacă v-a plăcut acest joc, aș aprecia dacă ați apăsat pe butonul de like. Ei bine, vreau să spuneți dacă mi se pare ok jocul și dacă vă veți uita la el. Eu tot o să postez, dar vreau să mă asigur că voi mă înțelegeți și că nu se vă uitați voi numai la Minecraft, ok? Eu am fost Legend și ne vedem cu un nou clip. Baftă!